16 județe din sudul țării și capitala sunt sub cod galben de nisor și viscol. În București a început să ningă de aseară și peste noapte orașul s-a albit. Doar străzile au rămas negre, pentru asta drumarii au patrulat în continuu. Dai frig? Foarte frig! Gaznic! N-aveți ferie, doamnă? N-am, nu m-am pregătit. Chiar că o să ningă, dar nu m-am gândit că o să ningă atât de tare. Codul galben a albit capitala, a nins toată noaptea în București, dar din fericire pentru șoferi, drumarii au fost la datorie. 52 de utilaje acționează pe bulevardele principale și străzile secundare. Ora 2 nu sunt probleme. V-ați surprins zăpada? Nu, ne așteptăm. Cauciucuri de iarnă aveți? Nu m-a surprins că era de așteptat, trebuia să vină, nu? Să ningă e normal, dar temperaturile pe care le îndurăm nu sunt, spun meteorologii. Până mâine dimineață, termometrele vor arăta în medie cu 5 grade, mai puțin decât ar trebui în această perioadă a anului. No, absolutely not. Are you cold? Cei mai vulnerabili în fața frigului sunt oamenii străzii. Mulți s-au refugiat azi noapte în adăposturile primăriilor. Mai bine decât pe stradă să mângâie de frig sau să mor de foame. Aici am o mâncare caldă, vreau să rămân aici, vreau să stau aici. Nu ne vin aici. Sunt preluați de către firma de pază, aduși la cabinetul medical. Acolo li se oferă consultanță medicală. Codul galben de ninsori, valabil pentru capitală și încă 16 județe din sudul țării, ar trebui să expire astăzi la ora 14. Doamne, cât de...